Te salut și bine ai venit pe canalul Virtual Garage RO. În videoclipul de astăzi vom analiza dacă mai merită să cumperi un Audi A4 B8 sau mai bine te orientezi către altceva. De asemenea, voi prezenta cele mai comune probleme la aceste mașini, precum și câți bani ar fi bine să pui deoparte pentru a acoperi eventualele defecțiuni, reparații neașteptate. Acest videoclip se bazează și pe experiența mea personală cu această mașină, deoarece dețin un Audi A4 B8 de mai bine de 2 ani, timp în care am făcut cu mașina aproximativ 35.000 de kilometri. Așadar, hai să vedem la ce anume trebuie să fii atent dacă ai un Audi A4 B8 sau ești interesat să cumperi unul. O revizie însemnând schimbul de ulei la motor, filtre, printre care filtru de aer, filtru de motorină, filtru de habitaclu, se ridică undeva la 500-600 de lei, bineînțeles fără manoperă. Sunt foarte interesat ce mașină ai și cât costă întreținerea la mașina ta. Te rog, scrie-mi jos în secțiunea de comentarii. Pe partea de întreținere și costuri specifice pentru Audi A4 B8 am creat un videoclip cu ceva timp în urmă. Pun linkul în secțiunea de descriere în cazul în care ești interesat. Aici trebuie să vorbim în principiu despre două tipuri de motorizări comune în România. Vorbim în primul rând despre motorul diesel de 2 litri TDI cu cam în rail. Sunt diferite coduri de motor, dar motorul de bază este la fel. Și cealaltă variantă, bineînțeles, este motorul pe benzină de 2 litri cu turbo. Așadar, hai să începem prima dată cu versiunea diesel de 2 litri TDI. Problemele cele mai comune cu motorizarea diesel de 2 litri TDI sunt următoarele. Hexagon pompă ulei. Este un subiect critic și este o defecțiune care te poate costa foarte mulți bani dacă nu o tratezi din timp. Motoarele 2 TDI, atât cele cu pumpe duze cât și cam reli, până în anul 2010 sunt predispuse la aceste defecțiuni. Practic se uzează hexagonul sau imbusul care angrenează pompa de ulei. Astfel, din păcate, motorul rămâne fără presiune de ulei și te lasă pe drum. Așadar, în cazul în care vrei să-ți cumperi sau ai o mașină cu motor 2 litri PD sau 2 litri Common Rail din gama VAG, fabricată înainte de 2010, îți recomand să verifici imbusul de la pompa ulei și să rectifici problema după caz. Dacă mașina ta este fabricată după 2010, riscurile pentru această problemă sunt extrem de mici. Celelalte probleme comune și des întâlnite sunt probleme legate de EGR, de turbosuflantă, de injectoare, de volantă cu masă dublă, etc. Deci, practic, aș putea să zic că aceste lucruri sunt comune pentru toate mașinile diesel moderne, nu neapărat doar pentru motorul de 2 TDI de la gama VAG. Este normal ca la un moment dat aceste componente vor ceda datorită uzurii, pentru că, trebuie să recunoaștem, aceste mașini nu mai sunt noi, așadar, probabil au 200, 300, 500 de mii de kilometri, deci este normal ca la un moment dat martorul de bani mulți să se aprindă pe bordul mașinii tale și să indice, de fapt, o problemă mai gravă, mai costisitoare. Un alt defect mai costisitor la motoarele diesel este, bineînțeles, DPF-ul sau filtrul de particule, și în această privință am creat mai multe videoclipuri prin care poți verifica starea generală a DPF-ului, dar și sfaturi utile cum poți prelungi semnificativ viața DPF-ului la mașina ta. Pun linkul aici sus, dacă ești interesat, dă un click și vei afla mult mai multe detalii despre acest subiect. O altă defecțiune foarte gravă și costisitoare este defecțiunea pompei de înaltă presiune. Această defecțiune te va costa extrem de mulți bani, pentru că pompa CP4, folosită în toată gama VAG la motoarele 2 TDI, dar și la BMW și alte firme, tinde să se defecteze într-un mod foarte grav și anume producând șpan, care este propagat prin tot sistemul de alimentare cu motorină, defectând inclusiv și injectoarele. Sigur, șansele ca această defecțiune să se întâmple sunt relativ mici, însă este bine să calculezi cu aceste defecțiuni atunci când ai sau dorești să-ți cumperi o mașină cu această motorizare. Și acum să trecem un pic și la motorizările pe benzină, mai ales pe motorul de 2 litri cu turbo, la care cea mai des întâlnită și cea mai gravă defecțiune este consumul exagerat de ulei. Acest consum exagerat de ulei se datorează în primul rând unui defect de fabricație sau mai bine zis din cauza folosirii materialelor de proastă calitate. Mă refer aici în special la segmenții motorului. Segmenții se uzează, se blochează și motorul începe să consume ulei la greu. În viața reală observăm și consumuri reale de ulei de peste 3 litri la 1000 de kilometri, adică vorbim despre o defecțiune foarte gravă. În acest caz, bineînțeles, remediul este o reparație capitală a motorului, care costă în jur de 2000 de euro. Așadar, în cazul în care dorești să cumperi această mașină cu motorul pe benzină de 2 litri cu turbo, fie îți asumi acest risc, fie încerci să cauți o mașină la care motorul deja a fost refăcut. Alte defecțiuni comune, bineînțeles, sunt specifice motoarelor pe benzină, bobine defecte, pompă de înaltă presiune defectă, dar s-au raportat inclusiv probleme la distribuție. Hai să răspundem la întrebarea câți bani ar trebui să ai puși deoparte ca să fii pregătit pentru eventualele defecțiuni. Bazat pe verificările și concluziile mele, este bine să ai puși deoparte minim 1000 de euro, asta ca să fii pregătit pentru a repara aproape orice defecțiune, mai puțin sau mai mult serioasă, la mașina ta. Această regulă cu plus minus este valabilă pentru orice mașină, așadar în cazul în care ai o mașină sau vrei să-ți cumperi o mașină, îți recomand din nou să te uiți pe un magazin online cam cât costă consumabilele, cât costă unele componente mai speciale, mai scumpe, cum ar fi o pompă de înaltă presiune, un injector, un volant cu masă dublă, etc. Astfel îți poți face o idee și în momentul în care ți se aprinde martorul scump pe bordul mașinii tale, ești într-o oarecare măsură pregătit și poți să faci reparația liniștit. Cea mai mare capcană la aceste mașini este să cumperi o mașină cu preț redus doar pentru că prețul este foarte bun. În momentul în care ai cumpărat o mașină prost întreținută, doar din simplul motiv că a fost ieftină, te poți aștepta la niște reparații foarte scumpe. Doar înlocuirea direcției sau kitului de ambreiaj te va costa peste 3000 de lei, așadar este foarte ușor să cheltui bani mulți pe mașina de-abia cumpărată. O verificare temenică, bineînțeles, reduce semnificativ șansele să cumperi o epavă, așadar recomand acest lucru de fiecare dată. În cazul în care mașina este echipată cu o cutie de viteze automată, va trebui să verifici și cutia foarte atent ca să nu ai surprize ulterior. Schimbul de ulei la cutiile automate este foarte critic și trebuie făcut odată la 60.000 de kilometri maxim. Dacă nu ai dovezi care să ateste schimbarea uleiului din cutia automată, din punctul meu de vedere, riscul asumat este unul destul de mare. Dacă se defectează cutia, vei cheltui foarte mulți bani pentru reparații. Alte probleme comune la Audi A4 B8 sunt defectarea încuietoarelor ușilor, care pur și simplu nu mai funcționează. În acest caz, remediul este destul de simplu, fie le înlocuiești, fie există și posibilitatea să le cureți, să le repari. Și acum concluzia, merită sau nu merită să cumperi azi un Audi A4 B8? În primul rând, trebuie să recunoaștem că de multe ori deciziile noastre de a cumpăra sau de a nu cumpăra o mașină se bazează mai mult pe sentimente decât pe raționament. Trebuie doar să fii conștient de eventualele defecțiuni care pot apărea în timp, precum și de costurile de întreținere și de reparații, și neapărat să te asiguri că ai niște bani puși deoparte în cazul în care se aprinde martorul de bani mulți pe bordul mașinii tale. Dacă îți cumperi o mașină bine întreținută și nu neapărat uitându-te la kilometraj, există șanse bune să ai o mașină bună. Însă trebuie să știi că oricând te poți aștepta la surprize, pentru că până la urmă este o mașină deja de peste 10 ani, chiar 12 în unele cazuri, cu un kilometraj probabil ridicat, așadar aproape orice poate pica oricând. Sper că ți-au fost de folos aceste informații, dacă da, te invit să dai un like și dacă nu ai făcut deja acest lucru, apasă pe butonul de înscriere pe canalul meu. Dacă ai întrebări sau sugestii, scrie-mi-le jos în secțiunea de comentarii. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!